Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi vom testa un modul pentru încărcare rapidă cu TPS61088. Kitul de față venise cu două defecte minore, dar care nu puneau funcționalitatea modulului în pericol. Portul USB era strâmb, iar ecranarea portului USB nu era lipită de PCB, partea metalică. Așa că am rezolvat aceste probleme, după cum se vede. Integratul principal al acestui modul este destul de clar, TPS61088, iar integratul care se ocupă cu negocierea tensiunilor pentru Quick Charge 2.0 și Quick Charge 3.0 este FP6601Q, integratul cu 6 piciorușe. Tensiunea pe ieșire, prin acest port USB, poate fi între 5V și 12,6V, iar pe intrare între 2,8V și 12V. Însă, pentru că acest modul este boost converter, adică ridicător de tensiune, dacă l-am alimentat cu peste 5V, l-ar face oarecum inutilizabil pentru Quick Charge 2.0 sau Quick Charge 3.0. Așa că, acest kit este ideal pentru a îl alimenta dintr-un acumulator sau mai mulți acumulatori litiu-ion conectați în paralel, pentru a păstra acea tensiune la intrare de până în 5V. Curentul maxim pe intrare ar fi de 8 amperi. Însă în data sheet am observat că scrie până în 10 amperi. Iar puterea maximă pe ieșire de 24W. Gata cu teoria, haideți să trecem la teste practice. Să testăm tensiunea la ieșire, deocamdată în gol. Vom folosi doi acumulatori din partea stângă. Nu că n-ar merge și unul, dar aș vrea eu să nu forțez prea mult un singur acumulator. În plus am pus o siguranță fuzibilă, deoarece nu am BMS, acel circuit de protecție. Să introducem acumulatorii, avem grijă la plus și la minus, foarte important. Acumulatorii au fost încărcați ambii complet. Haideți să vă arăt și tensiunea lor la momentul de față. 4,1V. Observăm că prezența tensiunii pe acest modul este indicată prin acel LED SMD albastru. Sper că se vede albastru. O să ne concentrăm deocamdată pe zona aceasta. Observăm că avem deja 5V pe ieșire. Vom introduce acest USB trigger pentru a declanșa Quick Charge 2.0, 3.0 și așa mai departe. Stați că era setat pe 2.0 la 9V. Deci, în momentul de față avem Quick Charge 2.0. Să vedem și celelalte tensiuni pe Quick Charge 2.0, 9V și 12V. Să vedem și Quick Charge 3.0. Aici crește tensiunea din 200 de mV în 200 de mV, 0,2V în trepte. Da? Din 0,2V în 0,2V. Să vedem până unde crește. 12, oare va depăși 12V? Exact cum spune în datasheet. Până în 12,1. Am testat acest modul în gol pe Quick Charge 2.0 și 3.0. Iar acum urmează să testăm tensiunea pe ieșire, doar pe Quick Charge 2.0 în sarcină. Vom folosi acest dummy load, această sarcină variabilă, să o introducem deja. Voi o să fiți atenți aici. Să pornim sarcina variabilă, să vedem cât poate la tensiunea de 5V. Mă rog, acum a scăzut la 4,9. Vedem mai departe. Începe să scadă. Avem 1 ampere și tensiunea pe ieșire 4,8V. Da, deja avem 4,75. Nu știu dacă este de la port în sine, dar în fine. 3 amperi. Nu, mai mult nu crezi că nu are sens, odată ce scade sub 4,7. Da? El se duce, dar că 3,6 amperi. Să selectăm și pe 9V. 2 A. Tensiunea se menține în regulă. M-ar interesa să nu scadă sub 8,8 și nu scade. Da, ne oprim la puterea maximă de 24 de W. Da, cam pe aici. E în regulă. Da, probabil integratul frige. Da, exact. S-a oprit asta sau? A, nu, se oprește ecranul. Nu e de la acest modul care fi intrat în protecție, nu. Ecranul meu se oprește după ceva timp. Al acestui USB meter. Da, oricum problema acestui modul, din câte se știe, este căldura degajată de cel integrat. Și pe 12 V. Aici mă gândesc că e posibil să-mi intre mie protecția sarcinii variabile, în care și-a o limită. Mi se pare că la, nu știu, puțin peste 25 de W, mai mult nu poate. Până la urmă, na, cât să disipe și ciudățenia asta mică. Da, Overpower Protection. Da, mi-a intrat mie în protecție acest dummy load. Oricum este clar că duce 2 A. Probabil și un pic mai mult, dar că n-are sens să pun și cealaltă sarcină variabilă. Nu mă mai complic. Oricum țineți cont că acest modul, cu acel integrat, practic, dacă cer mai mult de la el, se cam încinge. Iar acum să testăm și eficiența, alimentând kitul la 4,2 V, tensiunea maximă a unui acumulator litiu-ion, iar pe ieșire setând 5 V, 9 V și 12 V, la un curent maxim de 1 A pe fiecare tensiune în parte. Să începem cu 5 V, din câte se observă destul de clar tensiunea pe ieșirea modulului nostru, iar pe undeva prin colțul din stânga sus, veți vedea afișajul sursei mele de laborator setat la 4,2 V. Acesta este doar un test pentru eficiență. În realitate eu nu vă recomand să alimentați acest modul dintr-un alt alimentator în comutație, deoarece tot acel riplu de pe intrare se va duce la ieșirea acestui modul. Bineînțeles că vom fi atenți la putere. Pe acest USB meter avem puterea scrisă în alb, cea de aici, iar pe afișajul sursei mele de laborator în zona asta aici. Să pornim sarcina, este deja setată la aproximativ 1 A. Hai să creștem un pic să fie 5 V pe ieșire. Da, lăsăm pe undeva pe aici. Avem pe ieșire puterea de 5 W, iar pe intrare de aproximativ 5,5 W. Să setăm și la 9 V. Pornim electronic loader-ul. Deci 9 W pe ieșire, iar pe intrare aproximativ 10,3 W. Să testăm și la 12 V. Pe ieșire, pornim sarcina variabilă, avem pe ieșire aproximativ 12 W, iar pe intrare aproximativ 14,3 W. În sfârșit, am testat și eficiența, iar între timp am și calculat-o. După cum se observă, cu cât creștem tensiunea pe ieșire, cu atât eficiența este mai scăzută. La 5 V pe ieșire avem 91%, la 9 V pe ieșire 87% și la 12 V pe ieșire 84% eficiență. Practic este exact cum mă așteptam. Iar acum urmează ultima testare și anume măsurarea ripple-ului. Deocamdată am lipit un conductor de unul dintre cele 3 condensatoare. Probabil acest fir o să introduc un pic de zgomot, dar din păcate nu am acel arc care se pune în vârful sondei, în zona asta. O să măsurăm ripple-ul la 5 V, 9 V și 12 V la un curent de 1 A. Să punem deja sonda. Asta este în gol, fără nicio sarcină, 50 și ceva de milivolți vârf la vârf. Pornim electronic loader-ul și avem mai puțin, ce straniu. Fără, avem frecvență mai mare de comutație. Cu sarcina pornită avem frecvență mai mică. Da. Să verificăm și pe 9 V. Pornim sarcina. Avem aproximativ 80 și ceva, 90 de milivolți vârf la vârf. La 12 V, pornim sarcina. O chestie, am observat eu, ventilatorul sarcinii mele variabile introduce zgomot. Avem acele spike-uri, dacă observați, da? Dacă o să țin acest ventilator, acele spike-uri dispar. Da? Deci, în mod normal, avem la 12 V, la un curent de 1 amper, 120 de milivolți vârf la vârf. Nu băgați în seama acele spike-uri. Din păcate este de la ventilatorul sarcinii mele variabile minuscule din zona aceasta. Să tragem și concluziile. Din câte ați observat, ripple-ul este unul spre foarte bun. Eficiența este una bună, atât timp cât pe ieșire vom avea tensiunea de 5V. La 9 și la 12V eficiența scade, însă este și normal, ținând cont că pe intrare avem 4,2V. Deci este un boost converter, ceea ce e și normal să avem o eficiență scăzută la tensiune ridicată pe ieșire. Iar curentul pe fiecare tensiune în parte, nu am mai scris pe foaie, dar consider că este unul destul de bun. Da, la 5V am observat că scade pe la 4,75V, odată ce creștem peste curentul de 2A, 2,5A, 3A, dar este cât de cât în regulă. Cam aici se termină acest clip privind testarea a modulului pentru încărcare rapidă cu USB-A. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!